La Rădăuț s-a înregistrat în noaptea de luni spre marți cea mai scăzută temperatură din județ, și anume -20,3 grade Celsius. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea deosebit de rece, cu nopți și dimineți geroase, va ține până miercuri, 20 ianuarie. După această dată, maximele termice vor crește de la medii de -8, -6 grade la medii în jurul a 10 grade, iar cele minime de la medii de -16, -14 grade la medii de 1-2 grade Celsius.